cuprinde el. Păi în primul rând toate albumele, dar îl las pe Sergiu să vă povestească pentru că el muncește în fiecare noapte la grafică și știe uh -huh. foarte multe amănunte despre asta, e mult mai prins decât mine în activitatea asta. Uh, m Am gândit să facem un fel de jurnal așa cumva, sigur uh -huh. e o chestie extrem de uh, mult mai puțin stufoasă decât uh, orice ar putea Dan să scrie pe un blog, evident, dar uh, sper la fel de simpatică. Cu tot felul de poze și chestii inedite și declarații din partea tuturora. În plus. Piese ne lansate, nu știu, lucruri lucru de studiu, ceva. Zicem? Da! Ziceți, da. ziceți dacă tot! Boxetul va cuprinde 11 CD-uri. Wow. Mai precis, 10. CD-uri, uh -huh. adică cele șase CD-uri normale, versiunea în română a lui 30 Seconds of Fame și uh, versiunile audio ale celor trei DVD-uri. Pentru oamenii care vor să le asculte în mașină, se pare că există și din ăștia foarte mulți. Am avut foarte multe cereri în direcția asta, așa că ne-am gândit, hai să o facem. În plus față de astea, uh, am, uh, am scos de la Naftalină foarte multe chestii inedite da? spre marea bucurie a cercetătorilor britanici <laughs> <laughs> și a fanilor disperați. Uh, avem 19 piese pe care nu prea le-ați auzit unele dintre ele cu siguranță niciodată. Păi pe șase dintre ele nu, nu le-ați auzit niciodată. Uh -huh. Și na, ele fac parte din acest nou produs marca Byron. Care nu știu, nu, știu, nu știu cât va costa, dar sperăm să arate foarte bine. Eu am emoții foarte mari în ceea ce privește aspectul tipografic, ca să zic așa, pentru că nu prea pot să, să verific mai nimic înainte să-l facem. Bine, și eu acum voi întinde coarda și te voi întreba, Dan, dacă vinilul acela la care tot visezi și tot-ți-l dorești va veni anul acesta, desigur. S-a mai amânat până în primăvară, okay, încă înțeleg. o dată. Pentru că e, e foarte clar, energia tuturor s-a uh, redirecționat către mm -hmm, normal și atunci normal. e aiurea să-l faci mă, așa, pe fușă reală, știi mm -hmm. cum. Și ne-am gândit să nu facem un boxet vinil, pentru că vrem wow. <laughs> da, să mai, vindem mai mult de Cum ar fi fost, exact, cum ar fi fost. Trei bucăți. <laughs>